25 octombrie, ziua armatei. O zi cu semnificație deosebită în viața militarilor. Această zi reprezintă un simbol cu valoare de referință în conștiința și istoria poporului român. În 1944, militarii noștri și-au îndeplinit, ca în toate momentele grele pentru națiune, datoria de a elibera pământul patriei și au contribuit hotărător la încheierea cele mai cumplite conflagrații mondiale. Ziua Armatei României trebuie să fie, înainte de toate, o sărbătoare a valorilor românești, a patriotismului, a curajului și devotamentului față de țară. Toți cei care sub jurământ de credință au ales destinul de a fi permanent în slujba țării, fie militari activi, în rezervă sau în retragere, știu că istoria României s-a scris cu multe sacrificii, iar fiecare palmă de pământ a patriei a fost apărată cu demnitate de Armata Română. De aceea, în fiecare an, pe 25 octombrie, familia armatei rememorează glorioasele fapte de vitejie ale eroilor neamului românesc, care au contribuit decisiv la formarea națiunii și a statului român și care trebuie să fie prezente în conștiința fiecărui cetățean român. Prin eroii neamului nostru, care au și astăzi un loc bine meritat în sufletele militarilor și ale tuturor patrioților români, armata a înălțat de fiecare dată la rang de virtute datoria, credința și onoarea de a apăra până la sacrificiul suprem pământul strămoșesc și ființa neamului românesc.